În afară de străzile care sunt în administrarea sectorului 3 și pe care intervenim pentru reparații, amenajări, parcări, am intrat și pe marile bulevarde în ideea de a ajuta Primăria Generală a Capitalei cu reparații, gropi, plombe, fisuri la rosturi. În medie, reparația unei gropi durează între 15-20 de minute, cumulat, etapizat, înfrezat, curățat, emulsionat și așternerea asfaltului. Am intervenit pe 1 decembrie Nicolae Grigorescu, Teodor Paladi, Dristorului, Mihai Bravo, secțiunea cuprinsă între Piața Muncii și intersecția cu Baba Novac, pe Calea Vitan. După sărbătorile pascale vom intra și pe celelalte bulevarde și mari artere circulate de mijloacele de transport în comun, acolo unde, în general, se desfășoară traficul cel mai intens din capital.